Acum 3 ani am trecut la un nou nivel cu business-ul meu pe care îl aveam, o companie de construcții, și a trebuit să-mi relochez sediu. Am căutat un sediu nou, am dat de agenții imobiliari în piață care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor mele. Am sesizat că există o oportunitate în piața de imobiliare, cred că nu sunt singurul care caut servicii profesioniste, mai ales în acest domeniu. M-am gândit că am avut nevoie de 7 ani ca să-mi sistematizez business-ul de construcții, să-l fac să funcționeze fără mine. N-am vrut să iau de la capăt, să pornesc un business nou în imobiliare și să reinventez toate lucrurile. Am studiat, am găsit Remax ca cel mai bun sistem de franciză imobiliară din România. Am participat la prima convenție și după prima convenție am achiziționat un birou, am fost primul birou francizat din Sibiu. Astăzi am încheiat o negociere pentru o clădire pentru 1.660.000 de euro. Cel mai mare avantaj e accesul la educație. Ne educăm continuu, lucrăm într-un spirit de educare continuă, discutăm cu oameni educați și creștem odată cu piața. Contribuim la educarea pieței, Remax România ne ajută să realizăm acest aspect și cred că e cel mai important. Întâi învățăm și apoi câștigăm. În primul rând, brandul. Majoritatea clienților mei sunt persoane din afara României. Toți au auzit de Remax. Pentru prima întâlnire, deja transferul de încredere este realizat. Știu la ce să se aștepte și eu încerc să mă ridic la așteptările lor. Asta e pentru clienți, pentru colegi, colaboratori, trainingurile, sistemul de educare și de implementare a lucrurilor învățate. Principalul motiv ar fi echipa în sine. Echipa noastră e formată dintr-un manager de implementare, avem un graphic designer, avem colaboratori din toate domeniile conexe imobiliarelor, arhitecți, topometriști, notari, oameni din construcții. Cred că în imobiliare oricine își dorește, cel puțin în sistemul Remax, oricine își dorește poate să facă bani. După ce facem bani, ce ne ține în rețea, și aceasta este echipa, oamenii pe care i-am adunat și continui să-i adun în jurul meu.